Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre noi. Înainte de a vă informa cu cine vom discuta în această seară și la ce temă, vă rog foarte mult să urmăriți un spot. Eu propun să bem câte un pahar de vin, că el face foarte bine la figură și la statură. Ia, lăsăm figura și servim un pahar de vin pentru Fina. Da. La mulți ani și să fii fericită, draga mea. Și sănătoasă. Sănătoasă. Sănătate, în primul rând. Oh, hai, pentru sănătate, că e mai bună decât toate. Și pentru sănătatea copilului. Să nu cred că mare și văd că nu mai neapărat. Hai, Fina, un pahar de vin nu strică. Să vezi ce obrăjori frumos ai să ai. Nu. Eu nu beau. Pentru sănătatea copilului meu eu nu voi bea. O femeie însărcinată care consumă alcool riscă să dea naștere unui copil cu grave afecțiuni psihice și fizice. Sănătatea copilului tău depinde de tine. Probabil, dragi telespectatori, v-ați dat seama despre ce vom vorbi. Da, pe 9 septembrie a avut loc Ziua Internațională de Sensibilizare a Riscurilor Consumului de Alcool în perioada sarcinii. Și da, cifrele pe care eu le-am auzit într-un eveniment la care am participat și echipa noastră de filmare a realizat un reportaj sunt înspăimântătoare. Am zis eu că este necesar să vorbim despre acest lucru și să batem alarma, pentru că nu este bine ceea ce se întâmplă și noi suntem acei oameni care trebuie să schimbăm lucrurile. De fiecare din noi depinde cât de bine vom fi informați și cum vom schimba această situație. Și pentru ca să vă prezint cine sunt invitații din acest platou, am să vă rog totuși să urmăriți și reportajul realizat de echipa noastră de filmare. Știm cu certitudine că abuzul de alcool dăunează grav sănătății. Un impact și mai grav îl are abuzul de alcool în timpul sarcinii. Nu cunoaștem însă numărul copiilor care suferă de diferite boli sau care au un comportament neadecvat pentru că mamele lor au consumat alcool în timpul sarcinii. În prezent nu sunt statistici exacte cu privire la numărul gravidelor care consumă alcool. Medicii susțin însă că fenomenul există și că este răspândit în zonele rurale. Consumul de alcool cauzează peste 7% din bolile și decesele premature din UE, reprezentând o preocupare majoră în domeniul sănătății publice. Abuzul de alcool este una din cauzele de îmbolnăvire legată de stilul de viață în unele state, membre ale Organizației Mondiale a Sănătății. Aceasta reprezintă un factor de risc pentru mai mult de 60 de boli cronice, cum ar fi hepatita alcoolică, pancreatita cronică alcoolică, bolile digestive, cancerul, diabetul, bolile cardiovasculare, tulburările alcoolice fetale, tulburările neuropsihiatrice. Organizația Mondială a Sănătății indică că Republica Moldova este una din țările cu cel mai înalt nivel de consum de alcool la nivel internațional, al doilea loc în lume cu 16,8 litri de alcool pentru o persoană într-un an de zile și constituie al treilea factor de risc după numărul de decese. Pe parcursul ultimilor ani, femeile constituie circa 15-17% din numărul bolnavilor de alcool înregistrați, ponderea lor fiind mult mai înaltă în unele regiuni și constituie circa 7.000 de femei înregistrate cu așa fel de viciu. Și dacă gravida dată are un fond primobit la sănătății ea, aveți patologia sau este careva patologii cronici care ea le suportă sau cantitatea ce e mică este folosită mai frecvent, atunci toate acestea în ansamblu, ele pot altera placenta, suferă din cauza aceasta, fiindcă ea este unicul organ care duce spre făt toate substanțele nutritive care, odată parcursul sarcinii, ar putea crește și dezvolta normal. Cel mai înalt nivel de consum al băuturilor alcoolice este înregistrat printre femeile de vârsta reproductivă. 31% din respondenți nu sunt conștienți despre daunele asupra fătului provocate de consumul de alcool în cazul unei femei însărcinate. Anual, pe data de 9 septembrie, ora 9, campania Too Young to Drink, Eu sunt prea mic ca să beau, atât în Republica Moldova cât și în alte peste 40 de state europene, organizează evenimente de promovare a stilului sănătos de viață.
Și acum, revenind în studio, este timpul să vedem cu cine discutăm astăzi această temă. Viorelia Grosu, doctoră obstetriciană ginecologă, Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din Chișinău. Bună seara și bine ați venit la noi în platou. Bună seara, bine v-am găsit. Iulia Gavriluță, doctoră neonatolog, Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din Chișinău. Bună seara și bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi să discutăm. Și Angela Nicolau, psihologă. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc și timpul înțeleg că este întotdeauna, dar discutăm o temă foarte importantă și vă mulțumesc din suflet că ați acceptat. Vreau să vă întreb la dumneavoastră prima întrebare, doamna Gavriluță. 60 de boli cronice, 16,8 litri de alcool pentru o persoană într-un an de zile, al doilea loc din lume, Republica Moldova, conform datele Organizației Mondiale a Sănătății. De ce am ajuns la așa cifre înspăimântătoare? Ce se întâmplă? Și cum să ieșim? Ce a fost în 16? De ce până acum? Ce acțiuni au fost întreprinse? De ce nu se organizează profilaxii? Sau explicați-mi. Deci, într-adevăr, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, s-a constatat că este o tendință de creștere a consumului de alcool în rândul adolescenților, cât și a tinerilor din întreaga lume. Și însăși consumul de alcool este ca un factor principal în ceea ce ține retardul mental din lume. Deci, de asemenea, conform unor studii internaționale, s-a constatat că consumul de alcool în rândul adolescenților este în creștere până la 70%, iar în rândul tinerilor până la 80%. Deci, de pe an ce trece, nivelul consumului de alcool în întreaga lume este în creștere. Dacă mă refer la datele care a zis dumneavoastră din 2016, atunci pe primul loc se plasa Belorusia cu 17,5 litri de consum de alcool per capita în an. Apoi era urmată de Republica Moldova cu 16,8 și de acum pe locul 3 Lituania, apoi Rusia, România și Ucraina. Dar conform studiilor care datele vor apărea ceva la sfârșitul anului, într-adevăr Republica Moldova se plasează pe primul loc în lume ceea ce ține de consumul de alcool până la 16,6% litri per capita. E catastrofal deci, aceasta este o problemă destul de actuală în Republica Moldova. Și aș zice că actualitatea ei poate fi factorii, adică poate fi foarte diferiți, fiindcă însăși Republica noastră este o țară cu o cultură, cu anumite tradiții care consumul de alcool este foarte frecvent servit. Da, da. E altceva cultura servirii unui vin bun și e altceva viciul alcoolism. Trebuie să facem diferențe, mi-mi pare, între toate astea. Desigur că aici, dacă începem lucrurile să le analizăm pe vârste, atunci noi putem spune ceva. Când el are o acțiune ceva mai negativă, referitor la asupra, depinde de vârsta populației date, atunci putem vorbi ceva la concret. Uh-huh. Dacă vorbim de femeie, sunt unele acțiuni care pot fi asupra fătului. Dacă vorbim de persoanele ceva mai în vârstă sau de populația tânără, fertilă, atunci consecințele pot fi altele, diferite boli. Adică depinde la ce noi ne vom referi. Uh-huh. Venim, și, da, spuneți. Da. Și deoarece scopul nostru de astăzi este de a informa și de a educa ca toate femeile gravide și toate femeile tinere care doresc să rămână însărcinate să conștientizeze riscul consumului de alcool pe parcursul sarcinii și, desigur, promovarea renunțării la consumul de alcool. Ce se întâmplă în momentul în care o mămică înțelege că ea a rămas însărcinată și de ce trebuie să țină cont atunci când în spatele ei, exact ca în spotul acela social, sunt o sumedenie de voci, hai te rog, hai te rog, hai te rog. Desigur că fiecare mămică, da, sau fetiță tânără, să zicem noi, trebuie să cunoască aceste riscuri, deoarece odată ce a aflat că este însărcinată, din start trebuie să întrerupă consumul de alcool. Oricare ar fi el. Oricare ar fi el. În ce cantitate n-ar fi el.
În ce cantitate? Nu vorbim aici despre incidența în semestru 1, 2, 3 asupra copilului. Nu vorbim. Toate semestre, toate zilele, nu până vorbim. La 42 Absolut. De săptămâni sunt importante. Nici în una, într-o Nici zi nu ai voie. Numai că acțiunea alcoolului asupra fătului, în dependență de termenul gestației, este diferit. Așa. Dar se interzice categoric consumul alcoolului parcursul sarcinii. Întregii sarcini. Întregii când este sarcini. Și mai complicat, și mai anevoios atunci când consumăm? Spuneți. În primul trimestru de sarcină. Care el se manifestă prin anumite malforma, adică dacă femeile gravide consumă alcool în primul sarcin, este primul un risc, semestru. Primul semestru este un risc foarte mare de a se dezvolta sindromul alcoolic fetal. Eu aș fi vrut să un pic să dau, pentru că chiar și în momentul când este conceput copilul și dacă asta, părinții au consumat alcool, deci deja dăunează sănătatea copilului din start. Și când alaptează tot așa, desigur pentru că influențează că tare mult. Da, desigur că dacă cineva din femeie a consumat alcool până la sarcină și ea conștientizează că dorește să rămână însărcinată, sigur că ea trebuie să întrerupe. Sau dacă este o consumatoare cronică de alcool, desigur că ea trebuie să facă o detoxifiere a organismului. Până aprinde sarcina, până aș planifica. Da, până a deveni însărcinată. Asta este un moment foarte important. Este exact cum citisem în literatura de specialitate, că consumatorii de tutun, deci fumătorii, 2 ani până a planifica o sarcină, trebuie să, nu, să renunțe la fumat. 2 ani tocmai. E același lucru și cu alcoolul? Nu chiar același lucru este și cu alcoolul, dar trebuie să fie, să fie întrerupt consumul de alcool, atât pentru femeie, cât și pentru bărbați. Și desigur că se ține cont nu numai de alcool, dar însăși alcoolul acesta, cu ce el mai este consumat, adică regimul alimentar a femeii date. Chiar aceeași cafea, dacă este consumată, de asemenea, ea are un impact negativ. Sau aceleași sucuri, sau aceleași ape gazate, deoarece, sau același ceai într-o cantitate mai mare, deoarece ele conțin această cofeină, care ea influențează negativ asupra creșterii și dezvoltării fătului din cauza hipoxiei în care acest făt se dezvoltă și nu primește cele substanțe necesare care ar fi binevenite pentru creșterea și dezvoltarea lui în continuare. Doamna Gavriluță, de câți ani organizați așa evenimente de informare a gravidelor, a femeilor însărcinate și ce ați observat în fiecare an? În cadrul instituției noastre, în anul curent a fost a 4-a ediție de promovare a riscului consumului de alcool în timpul sarcinii cu genericul Sunt prea mic ca să beau. Și desigur că scopul nostru este de a informa, de a aduce la cunoștință toate femeile despre aceste riscuri și cum a evita toate aceste momente. Mai vorbim, dumneavoastră, doamna Nicolau, spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă cu o mămică atunci când ea, știind că ea este cea care va da naștere unui copil, ca să ajungă să consume alcool? Care sunt elementele astea șubrede în psihicul unei mămici când ea pune paharul la gură? Uitați-vă, noi câți ani avem? Aici suntem un pic mai mari, deja da. Cu o personalitate formată, cu studii, cu un intelect oarecare. Da? Noi vorbim despre aceea că atitudinea față de copii, față de maternitate, deci ea presupune un nivel înalt de conștientizare dacă noi vrem într-adevăr să avem ca copil să fie, ca copilul să fie într-adevăr sănătos. Eu m-am uitat spotul, eu am privit emisiunea, am ascultat atent, am privit reportajul și văd mămici plictisite în spot. Ele se plictisesc. Deci noi când vorbim despre informarea aceasta, informația nu ajunge la psihicul femeilor. Știți de ce? Pentru că este un fenomen care se numește disonanță cognitivă, care presupune că omul se îndreptățește permanent pe el și dă vina pe altcineva. Deci, la cineva poate să întâmple chestia asta, nu la mine. Eu beau puțin și asta nu va influența niciodată fetul. Bunicii noștri au băut și n-au fost nimic, eu m-am născut sănătos sau mamele noastre s-au născut sănătoase. Deci, la mijloc este un strat sau mai multe straturi, așa, Iana, care de fapt formează atitudinea față de maternitate. Pentru că, uitați-vă ce se întâmplă, în jurul nostru, peste locul, este publicitatea de alcool. Peste locul.
televiziunea indirect în filme, viața luxoasă, alcool, e să trezești cu alcool, deci ea este frumoasă și atractivă atunci când ea consumă alcool. Deci dacă vedem tot felul publicitate în jurul nostru, este alcool. Dacă noi ne dăm în magazine, aceste standuri sunt așa de frumoase și așa de atractive, că vrei, nu vrei, poate dumneavoastră nu consumă, nici eu nu consum alcool, dar mă duc, aș fi dorit să cumpăr chestia aceasta. Deci ea indirect influențează subconștientul nostru spre a face acest pas și a consuma. Deci, doamna Nicolau, să înțeleg că dumneavoastră vreți subliniați foarte tactil, așa foarte diplomatic, că ceea ce se întâmplă 4 ani la rând nu este suficient pentru a pregăti o mămică și pentru a-i insufla această... Persoana când se formează, ea se formează având în jurul său anumite persoane. Deci sunt cercuri, cercuri mai aproape, cercuri mai departe. Deci familia este primul cerc în care ea învață atitudinea. Deci dacă ea a preluat din familia sa un comportament în care se consumă alcool mult, oricând și oriunde, deci în marea parte ea undeva o să aplice și în familia ei tot așa un comportament. A doilea cerc este școala, prietenii, deja se maturizează, ea vede în jurul său. Deci dacă cercul acela tot este cu un accent oarecare pe consumul alcool și aprobarea, să spunem așa, unui comportament, astfel. Și a treilea cerc deja este națiunea, deci este țara în care iarăși este se întreprind unii pași sau, acțiuni pentru a promova sau din contra contrazice chestiile acestea. Deci am ajuns la așa niște cifre înspăimântătoare, înseamnă că ar trebui să se implice și Ministerul Educației, neapărat, și Ministerul Sănătății, și ca să elaboreze niște politici publice de de informare de altă natură, deja mult mai serioase, exact. Pentru că nu de mult citisem anul trecut, pare mi se citisem că suntem la capitolul și nu numai femei însărcinate, dar și ca consumatori de alcool tot în top. Ca să înțelegeți de ce au schimbat acum, deci psihologic au făcut cercetări și pe cutiile de țigări au început să pună niște imagini îngrozitoare. Da, de ce? Da. Ca să ajungă la psihicul nostru. Deci atât eu ascult, fiind mămică, eu ascult informația aceasta, iarăși informația este prea seacă, da? Deci ea este undeva neutră. Ea pe mine nu mă afectează, eu sunt cu copilul aici, mă duc acușala cu mătri, mai servesc acolo ceva. Deci în momentul când aceste campanii ar fi fost promovate sau inițiate, ar fi fost bine de folosit tehnicile și tehnologiile în care sunt folosite, iată, partea vizuală, imaginile, ce se întâmplă cu fătul, spotul cum se acesta, întâmplă. Nu vă spărați, spotul acesta l-ați preluat de la cineva sau știți de unde apare el sau cum? Da, înseamnă că spotul acesta a apărut în anul 2014. Așa. Pentru prima dată. Ca companie internațională de informare și sensibilizare ceea ce ține de consumul de alcool, sunt prea mic ca să beau. La noi, în Republica Moldova, noi ne-am încadrat din anul 2015 în campania aceasta de a promova riscurile consumului de alcool. Înseamnă că trebuie să fim mai duri, deci, să fim mai expliciți, să folosim alte tehnici care sunt mult mai desene animate, poate să fie un teatru social, unde poate să fie, iarăși, să introduc în școli diferite filmulețe care să arăte într-adevăr ce se întâmplă. Vreau să zic că Ministerul Sănătății și însuși Dispanserul Narcologic Republican atenționează întreaga populație despre importanța, despre riscul acesta mare a consumului de alcool pentru întreaga noastră. Eu n-am auzit. Și sunt sigură că nu au auzit mămicile care sunt însărcinate în mare parte. Apropo, ceea ce am văzut eu, au fost câteva mămici. Cum le-ați chemat și cum ați recurs la? Cine era în maternitate le-ați chemat sau aveți o comunicare cu ele în timp de 4 ani? Da. În secție. Da, spuneți dumneavoastră. Da, deci... Doamna Grosu. Au participat gravidele spitalizate în secția de patologie a sarcinii din spitalul numărul 1. Deci ne bucură faptul că ele foarte binevol și destul de receptive, foarte active, după cum ați văzut, deoarece efectele alcoolului asupra evoluției sarcinii și stării intrauterine a bebelușului, dezvoltării intrauterine a bebelușului, deci sunt foarte drastice. Mămicile se întrebau cum ar acționa alcoolul băut de mamă asupra fătului. Deci le-am explicat că odată ce alcoolul a ajuns în sângele mamei, prin placentă ajunge în circuitul sanguin al bebelușului.
și deci am avut o comunicare și o informare destul de efectivă, să zicem noi, deoarece gravidele nu cunoșteau câte riscuri. Le-am explicat. De ce nu cunosc gravidele despre aceste riscuri? Deoarece informarea gravidelor este insuficientă. Să zicem, femeile de vârstă reproductivă și respectiv gravidele nu își prea dau interesul și campania asta de informare, după cum a spus doamna Gavriluță, deci a apărut de câțiva ani. Și noi, anual, câteva zile, de pe data de 3 până pe 9, deci septembrie, informăm populația, ieșim cu diferite emisiuni, informăm, actualizăm. Dar cifrele spun altceva. Da, dar este salutabil faptul că Parlamentul Republicii Moldova, anul curent, pe 12 iulie, a emis o lege, legea 124, deci cu privire la comercializarea produselor alcoolice, unde se interzice categoric să se vândă un produs alcoolic, deci o băutură alcoolică, dacă pe sticlă nu este simbolul că este interzis la o gravidă. Deci este foarte salutabil, da. Deja este publicat în Monitorul Oficial din luna august. Dar asta nu înseamnă că femeia niciodată nu va consuma. Noi vorbim despre aceea că până când se formează o atitudine, ea necesită să treacă anumite etape și este nevoie de timp. Deci ceea ce spune doamna, într-adevăr, poate asta ar fi fost primul pas spre atenționarea persoanelor care vor să aibă copii. De ce? Uitați-vă, se întâmplă, noi avem, dumneavoastră a spus, că pe noi ne interesează politica, nu ne interesează ceea ce se întâmplă. De ce? Pentru că peste locul, oriunde noi suntem, politica, vorbim despre politică, deschidem internetul, așa. Ce auzim noi despre deci, pericolul consumului alcoolului a mamicilor? Cam nimic. Deci primul pas ar fi fost, într-adevăr, am luat sticla aceea și am văzut că acolo este pericol mare pentru fă, dar aș scrie cu mare litere, da? A doilea ar fi fost, poate, niște programe de instruire la școală, pentru că atunci când ei sunt în clasele liceene, a 10, a 11, a 12, deja atunci trebuie de vorbit, pentru că deja în clasa 10 se consumă tare mult alcool. Eu văd asta, noi suntem lângă școli, dumneavoastră spuneți despre articolul acesta că să fie interzis mamicilor, adică, da, însărcinate, dar este articolul care zice interzicția alcoolului să vândă adolescenților și în jurul casei mele, blocului meu unde stau eu, sunt două licee unde adolescenții vin și beau și consumă acest alcool și nimeni nu spune absolut nimic. Și eu mă apropii de ei și le întreb. Deci este încă și o atitudine a cetățeanului ca să întrebe, să spună, să prevină. Dar cine ți-a vândut acest alcool? Și normal că ea poate n-a să cumpere, dar o să cumpere soțul ei. O să cumpere părinții ei. Sigur că vreau să zic că la nivel de țară, țara noastră este infectată în jur la 74% din toată populația. Și, asta e catastrofă. Da, și adică, însă știi ce ține de populație reproductivă, între 20-40 de ani, foarte mult cu alcool se consumă în această... Haideți să vorbim și despre consecințe, ca să dumneavoastră, în calitate de medic neonatologă, 28 de zile copilul, da, la avem. Cum se observă aceste efecte ale alcoolului? Da, ceea ce ține de... Desigur că fiecare mamică, auzind despre sindromul alcoolic fetal, ar dori să cunoască ce este acesta sindrom, așa. Care este da, incidența acestui sindrom în lume și aș vrea să zic că incidența sindromului în lume, el diferă foarte mult de la țară la țară, de la regiune la regiune, de la nație la nație, de la mediu urban, rural. Desigur că diferă. Dar cu siguranță este mediu rural, urban, este da, decalaj mare. Depinde foarte mult de stare socială, economică. Însă da, asta da. Este, am văzut și. Da, numai decât. Și dacă facem o, zicem așa, o statistică, datele statistice, atunci vedem că în Statele Unite ale Americii una, două cazuri la 1000 de nou-născuți vii, adică se înregistrează. La rasa albă, aici ați uitat să subliniați. La rasa albă. Da. Băștinașii da, avem da, o altă. Până la 29 întreg și 9% la băștinaș americană. Este, iarăși decalajul este foarte mare. Da, decalajul este foarte mare. Dar dacă vorbim de incidența acestui sindrom în lume, el este 1 întreg și 9, 2 și 4, 2 și 4 la 1000 de noi născuți. Dacă luăm ceva, ne referim adică la Franța, poate fi până la 5, Italia, 4, 5, Rusie, de asemenea, date sunt și 4 și 5. Dar
cei ce țin, iată, chiar și România până la 4-5, dar dacă vorbim despre Republica noastră, desigur că nu există date, date statistice care ne-ar vorbi despre dar întrebarea mea este, incidența. De ce până acum nu a îngrijorat pe nimeni ca să analizeze aceste date statistice? Așa, eu pentru mine întreb acum. Acuși vă dau răspuns la întrebarea aceasta și vreau să zic, la noi, Republica, în două cazuri sunt înregistrate și atât mai mult nu este. Stați un pic, da. Acele 7.000 care în reportaj am auzit de mămici înregistrate? Eu mă refer la sindromul alcoolic fetal. Aha, nu la mămici care sunt înregistrate care consumă alcohol, dar sindromul, da, așa. Sindromul, da. Mai repetăm pentru telespectatoarele noastre, este, constituie tulburarea aceasta gravă ca urmare a consumului de alcohol. Aceasta este o tulburare gravă de dezvoltare a copilului ca rezultat a expunerii fătului în perioada prenatală, adică acestea până el se naște. Uh-huh. Și se manifestă prin reținerea dezvoltării intrauterine, adică copilul acesta se poate naște cu greutate mai mică, cu o talie mai mică, cu un perimetru a capului mai mic și o întârziere a dezvoltării lui fizice și neuropsihice în perioada postnatală, adică după naștere. Desigur, pot fi diferite disfuncții ale sistemului nervos central, da, care dacă ceva vorbim ceva mai jos, și anumite malformații craniofaciale. Și pot fi și malformații a diferitor sisteme și organe. Da. Numai că acest sindrom, el se poate manifesta atât, dumneavoastră ați dat o întrebare, din ce cauză? Din cauză fiindcă la naștere pot fi careva malformații craniofaciale, care medicul neonatolog din start ceva ar presupune. Dar desigur că este foarte dificil, din cauza că malformațiile faciale care sunt prezente în cazul sindromului acesta trebuie numai decât de făcut, de efectuat diagnosticul diferențial între malformațiile congenitale. Acesta este un moment. Al doilea moment este că în perioada neonatală manifestările acestea, trăsăturile acestea clinice, ele sunt foarte șterse. Ele ceva se manifestă, aceste trăsături, ceva mai târziu, la 2-3 ani de zile. Da. Și desigur că în formele... Deci, inițial mama ar crede că nu este nimic, da, da, grav. Desigur și după că, aceea poate să apară niște lucruri care să lase urmări. Da, ceva s-a discutat anterior, fiindcă iată, de ce mamica aceea a consumat ceva alcool, dar la mine este totul bine și totul este copilul bine. Din cauza că nu este obligatoriu ca la naștere să fie prezente aceste trăsături caracteristice ale sindromului. Și ele sunt diferit gradate. Da, dar pe parcursul creșterii și dezvoltării copilului, odată cu perioada de grădiniță sau de școală, formele acestea atipice, ele se pot manifesta prin diferite tulburări de comportament sau tulburări abilităților de memorizare, zicem noi, sau chiar un retard mental din toate punctele de vedere. De ce își apare deseori, este greu, adică de stabilit diagnosticul acesta la naștere și plus aceasta este necesar de o echipă pentru a examina cazul dat și numai decât în anamneză este necesar ca să fie prezent mama să recunoască că i-a consumat alcool. Asta acesta cu, cu recunoașterea și mai vorbim și despre capcana sărăciei. Vreau doamna Grosu să ne spună, în calitatea dumneavoastră de obstetrician ginecolog, ce întreprindeți sau cum mămicile le aduceți la, când dialogați cu ele la informația aceasta, consumă ea sau nu consumă și cum vedeți, cum le depistați? Deci este foarte dificil. Pacientele nu tot timpul sunt sincere și ne mărturisesc realitatea. Când ajungem la subiectul ăsta, deci de multe ori, da, puțin, da, cândva, da, până la sarcină. Ulterior, când află care pot fi riscurile foarte serioase, încep să ne spună că a consumat practic toată sarcina, că nimeni n-a informat-o, n-a știut despre riscurile astea. De aceea noi, în incinta spitalului numărul 1, avem secția consultativă, unde organizăm lecții pentru viitoarele mame. Și ele sunt informate, inclusiv și despre riscurile alcoolului, până la sarcină și respectiv pe parcursul sarcinii, cât și despre complicațiile foarte serioase care pot surveni. Și atunci mămicile privesc altfel problema. Eu în calitate ați întâlnit de... în calitate de doctor exact, așa situație? Deci avem foarte multe situații când pacienta chiar este preluată într-o stare de ebrietate avansată, gravidă, unde neagă că a consumat alcool, chiar și partenerul ei.
și respectiv este foarte greu de colaborat și de aflat realitatea, de tratat asemenea persoane. Aici vreau să un mic detaliu. Partenerul la fel participă și el trebuie în perioada când și cât durează, când se formează ovulul, da, se întâmplă Exact. Deci, este important ca să nu consumi alcool este sau? Este foarte important, deci o pregătire preconcepțională, neapărat, dacă un cuplu intenționează să planifice o sarcină, este foarte important ca cel puțin jumătate de an până la planificarea sarcinii acest cuplu să nu consume alcool, cel puțin femeia. Pe parcursul sarcinii este strict interzis, după cum a menționat colega mea, este strict interzis, orice cantitate de alcool consumată este foarte dăunătoare pentru viitorul copil. Respectiv și perioada alăptării. Deci la fel este strict interzis, este interzis consumul de alcool, deoarece pacientele, cunoscând că în termen precoce și tardiv poate pierde sarcina, respectiv poate naște prematur, pot apărea restricții de dezvoltare intrauterină a fătului la diferite termene de gestație, cum a menționat colega mea, din cauza hipoxiei severe, din cauza toxinelor eliminate de alcool, la fel și naștere cu făt mort, deci moartea antenatală a fătului, un travaliu, deci o naștere dificilă, o naștere complicată, pacientele conștientizează altfel și salută. Chiar iată, seminarul care l-am organizat, pacientele au fost foarte mulțumite că au aflat atâta informație utilă și în premieră au aflat-o, fiindcă ele ziceau că știu de la mămici, de la bunici, consumul de vin roșu, de exemplu, este benefic pentru sarcină. Păi, este ce? Un mit, să înțeleg? Este un mit, exact. Deci nu se permite nici vin roșu, nici alte băuturi alcoolice. În perioada sarcinei. Exact. Categoric este interzisă preconcepțional pe perioada sarcinii și pe perioada alăptării. Este strict interzisă. Deci campaniile organizate în perioada aceasta între 3 și 9 septembrie nu sunt suficiente pentru cum vorbea și doamna Nicolaou. Trebuie să mai facem ceva. Exact. Și a sensibiliza populația, deoarece populația permanent, cum avem diferite emisiuni televizate referitor la diferite tematici, este foarte benefic să reamintim, să reactualizăm problema societății, fiindcă într-adevăr este o problemă la nivel de țară, cum ați menționat dumneavoastră, este o problemă extrem de gravă, deoarece acesta este viitorul nostru. Asta am vrut să zic. Și eu deja se aud acum. Ceea ce a spus doamna Nicolaou este foarte important ca fetițele și băieții în clasele mari deja, liceene, să fie informați despre dauna, despre efectul foarte negativ asupra sănătății, asupra fertilității, asupra sarcinii și ulterior asupra vieții copilului, deoarece impactul ăsta este o consecință pe toată viața. Vreau doar să întreb și după ce domnul Nicolaou vă continuați gând, ați început ceva să spuneți. Vreau neapărat să-mi spuneți despre cât de repede ajunge alcoolul atunci în lapte, atunci când mămica alăptând își permite să consume alcool. Deci foarte repede. Alcoolul consumat de mama care alăptează ajunge foarte rapid în laptele matern. Și are un impact la fel de serios, exact ca și aflându-se în burtă. Exact. E practic el nu se schimbă, deci nu se produc schimbări în substanțele acestea nocive. Nu se produc schimbări. Tare frumos să vorbesc, doamnele, mulțumesc, extraordinar, într-adevăr este nevoie de așa informație, dar eu... Noastră vedeți un pic... lucrurile un pic altfel, eu exact așa le văd, pur și simplu, eu un pic vreau să le demonstrez, știți, așa mai... să se înțeleagă gravitatea lor, deci vorbind despre lucrurile astea, știind despre lucrurile acestea, copilul meu numai s-a născut, avea vreo câteva zile și știți că balonările acestea și medicul ne-a propus nou, ne-a prescris un medicament, atenție, pe alcool. El e pe alcool și se dea 3 picături copilului. Deci, ca să înțelegeți ce impact are alcoolul asupra copilului din viața mea proprie. Deci, se scrie 3 picături de acest medicament și cu laptele dizolvat și dat copilului.
Deci eu am pus aceste, eu am pus mai puțin, am pus o picătură, atent, vreo câteva picături de lapte și am dat copilul meu și copilul imediat, deci cum a primit, nu m-a înghițit și a făcut așa, deci panț și am crezut că a murit. Deci ea pur și simplu s-a deconectat de la o picătură de substanță medicală care conținea alcool. Eu așa de tare mi-am speriat, eu am crezut că eu mi-am omorât copilul cu propriile mele mâini, pentru că eu nu am încercat acest... Vă dați seama? Deci copilul în sânge se răspândește acel alcool mai rapid. Foarte acum rapid. O picătură. Dar noi vorbim despre aceste 18 aproape litri de alcool. Vreau să ne spun, doamna Gărvliță, ce înseamnă aceste substanțe, într-adevăr, medicamente pe alcool? Cât de nocive pot fi? Și sunt care? Acolo să scrie că sunt ele nocive. Sigur că ele sunt nocive. Dar de ce ne prescriu? Că și eu am primit odată pe alcool niște medicamente copilului meu. De acum pe zile de astăzi, de acum nu se practică medicamentele acestea. Copilul are 11 ani, deci nu e așa de mult. Nu, copilul meu are 4 ani, stați un pic, că e mai devreme, mai încoace. Înțelegeți? Deci cum gândim? Desigur că la bază mai stau și alte nuanțe aici. Da. Deci nu aveam voie până la ce vârstă unui copil să prescriem, să administrăm medicamente? Nici când, copilul nici când nu trebuie să consumi alcool. Nu, aceste medicamente care ni se spune că îl dizolvăm în lăptic cu mamei și îl administrăm. Nu avem bine, voie. Bine, pe ziua de astăzi de cum lucrul acesta nu mai este. Noi nici n-am mai dat după asta și așa stat medicamente. Asta prima am vrut să povestesc. Și a doilea, am văzut un articol din Finlanda, deci cum ei au micșorat consumul alcoolului între rândurile adolescenților și tinerilor. Uh-huh. Deci la ei ajunsese până la 75%, îți dați seama, alcoolismul în rândul tinerilor. Și s-au pus, normal, deci noi nu putem să vorbim, deci o campanie tare bune, dar asta e doar o picătură în ocean. Noi avem nevoie de campanii care ar fi fost dezvoltate pe parcursul anilor întregi. Deci în Finlanda s-a micșorat acest alcoolism doar, atent, introducând în școală un număr mare de ocupații, de desen, muzică, sport, arte plastice și s-a micșorat până la 13% de la 73%. Ca să înțelegeți, acum noi revenim la țară, deci la ceea ce a spus dumneavoastră că este o decalanșă mare, da? Dintre cel de la oraș. Noi avem acces la ce? La biblioteci, noi avem acces la diferite centre pentru copii. Hai să vedem. Casele de cultură s-au închis, școlile s-au închis, bisericile au rămas și știm ce să facem biserici. Cu părere de rău, înainte ele erau un centru cultural unde ei puteau să vină și să aibă acces și primeau o educație oricare moral spirituală. Deci, acum ce au de făcut oamenii? Ei lucrează, copiii lucrează de mici, vin acasă și ce fac? Cel mai accesibil mod de a primi plăcerea este ce? Alcoolul. Și atunci noi despre ce vorbim? Și încă o chestie. Deci, câți n-au trecut bacul acum? Aproape 50%? Eu nu vreau să vreți spun că astea sunt consecințele Nu doar. Este și sistemul de învățământ, dar este și consecințele acelea care a spus doamna, pentru că gradația aceasta a malformațiilor și acestui tulburări. Sindrom alcoolic. Da. Deci ea este diferită, începând de la grav atunci când într-adevăr copilul se naște și el poate fi diagnosticat, și mai puțin grav când el se duce la grădiniță și începe să aplice. Da, dar vedeți, noi nu avem statistici, nimeni nu a făcut analiză că la noi în Republica Moldova aceste statistici nu sunt, dar cei ce ține la nivel de careva date referitor la Organizația Mondială a Sănătății, atunci... Deci este vorba de retard mental. Este vorba de retard mental. Și el s-a mărit, numărul s-a mărit în toată lumea. Da, până la 90-95% este... Da, este... Dramă. Da, aici vreau neapărat să vă spuneți, doamna Gavriluță, despre capcana sărăciei. E adevărat faptul că se vorbește că mai mult persoanele aflându-se în lipsa financiară consumă alcool, că așa se scrie în studiu. Da, desigur că la noi unul din factorii care contribuie la sporirea nivelului de consum alcool, aceasta este și sărăcia. Acestea sunt problemele acestea care femeile la noi rămân, care e starea lor de stres, de depresie, migrația aceasta, care de semne ea tot contribuie la creșterea nivelului de consum. Și într-adevăr... Rămâne acasă numai mama sau numai tata, sau pe spatele verișoarei sau a bunicii. Care... Da, și conform datelor statistice, dacă ne referim la întrebarea aceasta, atunci femeile care provin dintr-un nivel socioeconomic mai înalt, frecvența folosirii, adică ele mai des consumă alcool, decât bărbații care
decât bărbații din nivelul acesta înalt. Pe când dacă luăm bărbații de la un mediu de trai social-economic mai jos, aici, de cum a nivelul lor de consum, desigur că este mai mare. Da? Așa. Și dacă luăm problema aceasta la nivel de țară, atunci este o problemă la nivel de țară subestimată. Adică atât din punct de vedere a populației, cât și a personalului medical. Fiindcă chiar așa același diagnostic, care zicem noi, dacă el precoce, din anumite motive el nu este stabilit, fiindcă pot fi semnele mai grave în debut, dar care trebuie diferențiat, dar semne mai ușoare care la distanță. Deci să înțeleg că uneori semne... diagnosticul adevărat este acest sindrom. Da, numai că formele lui sunt altele, da. Și el este la distanță, care ne întâlnim de acum cu consecințele. Și la dar psihologii este... spun că doar este sindrom de hiperactivitate, că este autism. Deci înțelegeți, ele undeva se explică de fapt, că el se manifestă, dar de unde a venit. Da, și dacă încercăm să apreciem de unde facem el a venit, desigur că el vine din anamneza mamei, unde ea, în perioada respectivă, ea a consumat acest alcool. Și desigur că cât mai devreme este diagnosticat, cu atât mai repede acești copii sunt redirecționați spre centrele de reabilitare. Fiindcă aici este necesar specialiști multidisciplinari, adică același... Rămânem deja foarte puțin timp în emisie. Vreau, doamna Grosu, să ne spună ce analize cereți, puteți să luați de la mămici ca să vedeți dacă ea cu adevărat sau nu consumă alcool. Pentru că, până la urmă, verbal poate să nu vă spună acest lucru. Da, deci... se fac analizele de sânge, se face în special biochimia sângelui, unde avem foarte multe dereglări hepatorenale și atunci ne confirmă, asta este deci ne confirmă un indiciu că pacienta că ea desigur. Și ce întreprindeți? Ați avut așa pacienți? Spitalizați mai puțini, deoarece nu prea acceptă aceste paciente, se adreseze la medic, să se supună tratamentului. În secție enumerez doar pacientele deja cu complicații foarte severe. Uh-huh. Și atunci... este ușor, se tratează, este... sau gata, e rămâne... Deci, practic, este o problemă serioasă care nu prea se supune tratamentul. Nu, am în vedere mămica, dacă vine, de exemplu, are o săptămână, două și ați observat. Ce îi propuneți? Ce să facă? Să nu consume alcool. Asta e unul, doi. Dezintoxicarea organismului și... Și ea se duce în mediu. Iarăși același mediu și vorbim despre cercetare. Desigur că trebuie să conștientizeze momentul acesta. Tare greu, tare greu. Da. Suntem pe final. Regia, mai avem câte minute, vă rog frumos să-mi spuneți. Așa, vreau, doamna Grosu, un mesaj către mămicile care acum poartă sub inimă un bebeluș sau planifică să rămână mămici. Spuneți-le ce se întâmplă în cazul în care consumă alcool, măcar într-o zi, măcar într-o oră. Deci dacă mămicile consumă alcool, atunci nasc copii bolnavi. Pentru sarcină este un risc foarte mare, deci se întâmplă foarte multe avorturi spontane, atât în termen precoce și tardiv. După cum am menționat, se opresc în dezvoltare aceste sarcini în majoritatea cazurilor. Deci copiii sunt cu restricții de dezvoltare intrauterină ulterior, cu diferite consecințe, atât imediate cât și la distanță. Deci mesajul nostru este unul simplu. Pacientele, deci femeile care au decis să conceapă un copil, categoric nu trebuie să utilizeze alcool. Dacă pacientele nu planifică o sarcină, deci femeile de vârstă reproductivă nu planifică o sarcină, noi le recomandăm să utilizeze o metodă de contracepție sigură pentru a preveni sarcinile nedorite. Da. Aici este o altă statistică, câți copii au fost concepuți în situații de alcoolizare. Da, doamna Gavriliță, și dumneavoastră un mesaj pentru toate mămicile. Eu aș dori ca emisiunea aceasta de astăzi să fie binevenită pentru toate tinerile și toate care doresc să rămână sarcinate și toate femeile și într-adevăr să cunoască lucrul acesta și să-l respecte, să conștientizeze despre ceea ce a vorbit noi pe ziua de astăzi și desigur că renunțarea la consumul de alcool parcurs sarcinii.
Da, mulțumesc. Și doamna Nicolau, dumneavoastră, în calitate de psiholog, ce psihologă? E greu să dai mesaj în așa situație cum este Moldova. Vreau să zic că este o dramă națională și noi, ca populație, putem să dispărem. Cognitiv să dispărem, intelectual să dispărem. Deci, sănătatea copilului este în mâinile voastre, asta e una. Doi, căutați soluții. Și trei, vreau să zic că sportul produce în organism hormoni de bucurie, dar alcoolul îți provoacă numai blocaj. Faceți sport. Vă mulțumesc foarte mult. Emisiunea pe final va mai apărea acest spot social, chiar eu astăzi vreau să fiu vocea tuturor copiilor de la o zi și până la 42 săptămâni. Eu sunt prea mică să beau, mă mică, nu consum alcool. Rămâneți sănătoși! Atenție, eu propun să bem câte un pahar de vin, că el face foarte bine la figură și la statură. Ia, lăsăm figura și servim un pahar de vin pentru Fina. Da. La mulți ani și să fii fericită, draga mea. Și sănătoasă. Sănătoasă. Sănătate, în primul rând. Oh, hai, pentru sănătate, că e mai bună decât toate. Și pentru sănătatea copilului. Să nu crezi cum are și vă duc numai neapărat. Hai, Fina, un pahar de vin nu strică. Să vezi ce obrăjori frumos ai să ai. Nu. Eu nu beau. Pentru sănătatea copilului meu, eu nu voi bea. O femeie însărcinată care consumă alcool riscă să dea naștere unui copil cu grave afecțiuni psihice și fizice. Sănătatea copilului tău depinde de tine.